Salutare, dragilor! Bun venit pe canalul meu! Iată, avem din nou vești foarte bune pentru piața cripto. De data asta vin de la PayPal. Avem o săptămână cu date din nou din economia americană. Da, totul este foarte serios. Acum câteva zile JP Morgan zicea că nu vom avea recesiune. Interesant. Haideți să vă zic cum stau lucrurile. Joi și vineri vin date din economia americană care pot influența dacă rata dobânzii va fi crescută sau nu în septembrie. JP Morgan a anunțat în avans că, domnule, nu o să avem recesiune, că ea deja e aici, dar nu o să avem. Și anume, dacă datele sunt pozitive și dacă în septembrie economia americană se relaxează, la Fed-ul relaxează politicile monetare, avem auspicii bune pentru bubuială. Dacă, din contră, vor lua măsuri de stopare a inflației, asta înseamnă că sugrumă economia. Da? Deci pentru a opri inflația, ei trebuie să iau niște măsuri care sugrumă economia și asta înseamnă recesiune. Dacă ne uităm la datorie care crește exponențial, oricum nu mai contează, nu interesează pe nimeni, da? Tot ce se întâmplă economic acum în zona asta, pentru mine este un mare bălci. Adică e un circ. Problemele sunt, soluțiile sunt două chilumi. Adică asta că reducem inflația. Unde mă, frate, că inflația deja este uriașă. Uitați-vă în România, coșul de cumpărături s-a dublat. Cel puțin, într-un an de zile. Dacă ne raportăm la prețurile de 2015, 2016, 2017, puterea de cumpărare a scăzut masiv. Deci este clar, global, economiile nu merg bine. Acum, rolul meu aici nu este să dau vina, să acuz, să zic, spun lucrurilor pe nume, pentru că noi aici ne raportăm la piața cripto. Piața cripto care încă este a oamenilor simpli. Încă oamenii normali pot să cumpere Bitcoin și Ethereum și alte chestii. În momentul în care jocul ăsta va fi preluat de BlackRock, Vanguard, MicroStrategy, și alți mastodonți, participația publică va fi extrem de mică. Imaginați-vă, e ca și cum acum noi cumpărăm share-uri de la Tesla sau de la Amazon sau de la Apple. Noi, oamenii simpli, nu influențăm cu nimic acolo. Suntem doar o mică contribuție. Alții sunt jucătorii. Iar piața asta cripto va suferi transformări. Ar putea deveni o piață, la fel cum e Nasdaq-ul, cum sunt bursele, cum e Forex-ul, o piață instituțională, sau poate să rămână o piață așa, auxiliară. Avem peste 30.000 de monede, un impact minim în economie. Asta e o realitate. În afară de Bitcoin și Ethereum, restul contează puțin spre deloc. De aceea, foarte probabil, Bitcoin-ul și Ethereum vor suferi o tranziție, o adopție în zona instituțională, se vor duce pe burse, nu știu ce. Și atunci rămânem noi cei care visăm să prosperăm din meme coin-uri, NFT-uri și tot felul de bălării. Urmează cel mai mare ciclu de piață, probabil, prin numărul de participanți, nu neapărat prin cifre, numărul de participanți, dar automat numărul de participanți mare va aduce și cifre mari. Ecuația este simplă. Câțiva dintre voi vor avea șansa de a se îmbogăți. Câțiva dintre voi vor deveni milionari. În România, câțiva dintre voi ați devenit milionari în precedentul ciclu de piață și câțiva mai puțin în 2017-2018. Visul de îmbogățire rapidă va fi atins de unii. Alții doar vor vedea cum trec oportunități pe în fața monitoarelor, pe în fața telefonului. Revenind la PayPal. PayPal a anunțat că a creat propriul său stablecoin. Da, o monedă cum este USDT-ul, cum este USDC-ul. Din punctul meu de vedere, este un pas extrem de important pentru PayPal. Este un procesator de plăți global cu niște comisioane uriașe. Da? Nu este ieftin să folosești PayPal-ul, eu îl folosesc pe firmă și pot să vă spun că nu e cel mai ieftin procesator de plăți. Este incomparabil
cu cripto. O să facem un episod special pentru moneda celor de la PayPal, să o explicăm pe înțelesul tuturor. Scump sau ieftin, nu asta este ideea. Din punctul meu de vedere, ce au făcut ei acum este un pas uriaș către adopția cripto. Iar faptul că ei și-au făcut stablecoin-ul lor, jucăria lor proprie, înseamnă mult. Înseamnă că este o companie reglementată și în Statele Unite, înseamnă că au creat un nou mijloc care să sperăm va fi de încredere pentru plățile cu cripto, iar asta este un lucru mare. Din punctul meu de vedere, ca dezvoltator de business, Bitmarket-ul în speță, pentru mine stablecoin-urile vor însemna majori. Pentru că eu, ca și platformă, da, după cum vedeți aici pe Bitmarket, sunt diferite lucruri la vânzare. Da? Uite, de exemplu, panoul ăsta fotovoltaic, da? Poți să-l cumperi, da? Poți să dai buy, îți bagi datele și alegi cum vei plăti. Da, este un produs scump pentru că sunt mulți kilowați. Da? Nu asta este relevant. Relevant este că pe o platformă de genul ăsta, noi vom folosi foarte mult stablecoin-urile. Aici, pe platforma asta, următoarea etapă care va avea loc în toamna asta, ne dorim foarte mult ca retail-ul, ca oamenii care pe OLX își pun anunțuri cu vânzare, un televizor, un frigider, o bicicletă, da? Să poată să și vândă direct în platformă, să poată să facă și shipment-ul, adică să aleagă un curier prin care trimit produsul, să fie verificați. Da? Vom introduce KYC, la fel ca pe Binance, când îți bagi buletinul, îți bagi datele de contact, tot ce trebuie ca să știm că ești persoană reală și validă. Da? Clar, cel ce va cumpăra, de exemplu, tricoul ăsta, da? Care e păsator și e mai scump decât aici, da? Nu-l va cumpăra cu Bitcoin sau cu Ethereum, deși va avea această opțiune. Da? Îl va cumpăra cu un stablecoin. Ideea este următoarea. Noi vom introduce și plata fiat, adică cu ron, cu euro, da? Ca să avem tot ce trebuie în piața asta. Da? Iar aici, peste ceva timp, cum a fost și în 2021 și la început de 2022, veți găsi zeci de mii de anunțuri puse de companii și de oameni simpli. Iar un stablecoin va fi crucial în acest mecanism de plăți. Da? Va fi extrem de important. Pe final, dragilor, sunt pe daily, pe Bitcoin. Ieri am avut o tentativă de a rupe zona de suport de la 28.600-700. Da? Acum avem din nou o lumânare verde. Se pare că piața s-ar putea să schimbe direcția, s-ar putea acum testează acest 50 moving average, da? Linia galbenă de aici. Da? Este puțin. Hai să-l dau să se vadă bine. Deci linia asta, acum el testează 50 moving average. Dacă o rupe, targetul este 31-32.000 de dolari pentru Bitcoin, zonă din care ar putea avea din nou o corecție, poate un pic mai serioasă. Da? Cam asta e treaba. În rest, mai sunt miercuri, joi, vineri, 3 zile până ne vedem la Suceava. Totul despre cripto, un eveniment foarte restrâns, cu oameni puțini în care vom vorbi despre lucruri extrem de importante în cripto. Iar seara vom avea o cină VIP la care puteți participa, vă puteți rezerva locul acum. Nu este neapărat pentru oamenii din Suceava, puteți veni și de la Botoșani și de la Iași și de la Rădăuț și de la de unde vreți voi, veți fi bineveniți. Vă doresc o zi minunată, vă invit și pe varianta premium a canalului meu de YouTube. Dacă doriți, puteți să luați și cursuri de tranzacționare, totul depinde de voi. Educația este o alegere, nu o obligație. O zi frumoasă!